Bună seara, este joi seara. Bine ne-am regăsit la Poarta Destinului. Și eu vă spun bine ai venit, Mihai. Găsit, să rămână Olga. Mulțumesc. Despre ce discutăm astăzi? Mă acompaniez, nu mă las singur aici. Nu te las. Că nu vreau să fiu urechea. Nu te las, că te fură asta. Fetele. A, așa, de, măcar ăsta să fie. Să încercăm. Să vorbim despre... Olga a primit o mulțime de, nu se sesizări, să spun întrebări. Rugăminți și întrebări. Și să facem... explicat, să explicăm mai bine zis, ce înseamnă anul universal 8. 8. Indiferent că l-am explicat de 10, de 100 de ori sau de 1000 de ori, se pare că mai sunt încă persoane care, văzând tumultul din prima lună, și am intrat acum în februarie, și tot amalgamul ăsta care este pe toate posturile de televiziune, cu tot felul de întâmplări mai mult neplăcute decât plăcute, fiecare om e interesat să știe cam ce i-ar aduce și ce lui aduce acest... a 8-ul. Sau ce aduce acest an universal 8. În primul rând, să stabilim de la început ce înseamnă an universal 8. Nu e atât de complicat. Fiecare an în care noi am intrat la 1 ianuarie vine cu un câr de cifre după el. Anul acesta e 2015. Noastră acasă, ca să vă dați seama ce înseamnă an universal 8, adunați cifrele, componente în tot ce scrie acolo. 2 plus 1 plus 5. În total 8. Acest an universal 8 se răsfrânge asupra absolut tuturor locuitorilor de pe mapa mond. Deci anul universal 8 nu este numai pentru noi românii sau pentru vecinii noștri. În orice colț din lume, anul acesta are aceeași conotație, aceeași vibrație. Și cu aceeași vibrație se prezintă indiferent de țara în care ești, de orașul în care locuiești. Deci are niște conotații total, general, universale. Deci nu sunt ca la acei ani pe care v-am învățat să vi-i calculați dumneavoastră singuri, anul personal. Anul personal este acel an în care intrați dumneavoastră în incidența lui și toate acele lucruri se răsfrâng automat ca fiind o proprietate a dumneavoastră. Acel an personal este anul dumneavoastră cu întâmplări fericite sau mai puțin fericite. Dar la total general e bine ca să știm și semnificația acestui an 8. Este anul, așa cum spunem, 8, este al 8-lea an dintr-un ciclu material de 9 ani. Al 8-lea an întotdeauna vine să însumeze beneficiile sau mai puține beneficii a anilor precedenți, cei 7 ani anteriori în care dumneavoastră v-ați desfășurat o activitate, ați avut reușite sau mai puțin reușite, dar care, așa cum spunem, 8 este o cifră a banilor, anul aduce bani, putere, recunoașterea meritelor și undeva recunoașterea financiară a eforturilor noastre pe care le-ați depus de-a lungul celor 7 ani precedenți. Să nu ne așteptăm că cei care în acești 7 ani, mai râzând, așa cum spune românul, au tăiat frunze la câini, să se aștepte în acest an la beneficii. Singurul beneficiu care ar fi, dacă toți sunt tăietori de frunză, li s-o fi stricat foarfeca aia cu care a tăiat frunză, să primească cadou de la cineva un suflet bun, le dă o foarfecă de tuns iarbă. Dar facem ca spirit de glumă. Eu am punctat, am notat câteva coordonate ale anului, iar dumneavoastră ar fi bine dacă le-ați reține. Anul 2015, ca an universal 8, este o perioadă de dezvoltare și de realizări materiale. Condițiile de viață, la total general, că vorbim de an universal, vin să aducă prosperitate. Nu în mod egal fiecăruia, pentru că la total general, fiecare are vibrația 8 pentru toată lumea, dar acel an personal al dumneavoastră, că e 1, 2, 3 sau alte cifre, vine și se confruntă cu acest an. Da? Poate să aducă beneficii foarte mult dacă ești într-un an personal 8 și ai căzut în acest an universal tot 8 și mai ai și un destin 8,
atunci gândește-te că, așa cum se spune, ți-a pus Dumnezeu mâna în cap. Anul ce mai aduce? Având în afaceri, deci tot ce înseamnă afacere, există o explozie. Se pot dezvolta mai multe afaceri, construcțiile vor lua și ele avânt și în a doua sau a treia parte, ca punct care a fost destul discutat, tot ce înseamnă sistemul imobiliar. Asta nu înseamnă că să vă așteptați că vor crește exorbitant și prețurile la locuințe. Din contră, într-un an 8, ca să faci bani, în loc să pui prețuri mari pe locuință, pui prețuri mai mici. Mai scazi acolo un 8%, că e tot anul universal 8, și atunci poți să vinzi mai repede o locuință care de multe ori știm foarte bine că este destul de artificial încărcată ca preț de cost. Progrese în tehnologie remarcabile. Anul ăsta pot să apară tehnologii noi care să revoluționeze lumea. Este un ciclu propice realizărilor ambițioase. Deci cei care au intrat de la 1 ianuarie și au propus să realizeze niște lucruri mărețe, anul acesta au un atu. Anul 8 vine să-i susțină din toate punctele de vedere. Au și susținere materială și tot felul de posibilități de informare ca să dezvolte ceea ce au nevoie. Pentru cei ce muncesc, care prestează o muncă, crește salariare și promovări. Când spuneam anul trecut că asta este 2008, nu se discutase încă despre majorările de pensii, creșteri de alocații. Deci ați văzut că, vrând nevrând, vibrația anului a obligat și alte persoane marcante sau conducători, și nu numai la noi în țară, și în alte țări, să aducă un pic de bunăstare și poporului. Apariția unor noi legi în țară. Deci anul ăsta să vă gândiți că se vor schimba foarte multe legi care au funcționat prost sau care au fost întocmite prost. Și asta este mai mult la nivelul nostru național. Aici am făcut o paralelă ca să înțelegem ce se întâmplă la noi. E posibil ca și alte state să urmeze aceeași cale. Dar trebuie să venim și cu atenționare. Un an 8 întotdeauna mai aduce și atenționări pe linia de sănătate. Este un an în care vom tinde să muncim mai mult, să obținem mai mult și e posibil ca de multe ori să ne neglijăm sănătatea. Eu v-aș recomanda ca la cel mai mic semnal al corpului de îmbolnăvire să faceți un control medical, pentru că există și posibilitatea să aveți și banii necesari. Deci nu fiți tentați să vă ocoliți exact punctul care e. Spunem noi, e un punct cardinal, sănătatea. Dacă ai sănătate, le rezolvi și pe celelalte. Să vedem că anul mai aduce sau pune un accent pe evoluția personală a conducătorilor țării respective. Deci la noi, un punct foarte ar fi asupra președintelui și asupra primului ministru. Deci sunt obligați să evolueze spre bunăstarea poporului pe care îl conduc, spre bunăstarea țării și să se renunțe de multe ori la tot ceea ce înseamnă interes personal. Interesele naționale sunt puse anul acesta undeva în prim plan de către conducători. Mai apar în acest an descoperiri marcante în toate domeniile. Dar la fel de bine vine partea aia dureroasă pe care dumneavoastră o vedeți zi de zi la televizor. 8-ul este o cifră care se răzbună pe cel care a făcut o avere ilicită, a conlucrat la înșelăciune, că e de unul singur sau împreună cu alte grupuri de interese, asupra altor persoane. Este anul când, anul trecut a fost pedeapsa divină, acum este pedeapsa banului. Pentru că dacă te joci cu banul și l-ai obținut într-un mod necinstit, el vine să te tragă de urechi. Tot ce ai agonisit necinstit se întoarce de acolo de unde a fost procurat. Uite, scuză-mă că intervin aici. Doamna Aurelia din Sibiu întreabă ce înseamnă an de revanșe karmice. Și chiar anul de revanșă karmică, nu neapărat revanșă karmică, este anul 7, anul trecut. Anul datoriilor karmice. Adică noi, fiecare dintre noi, am plătit acele greșeli pe care le-am făcut cu voia sau fără voia noastră. Ca să nu ne întindem la
la prea mult. Deci a citit undeva greșit, că așa, era anul trecut. Karmicanul ăsta este revanșa banului. Este pedeapsa karmică a banilor, a tuturor avuților, bogăților agonisite în mod frauduleos. Făcute incorrect. Iar ca efect a acestei pedepse financiare, le vedem. Există posibile acționări în justiție în cadrul guvernelor. Le vedem în fiecare zi. Le vedem. Dar oamenii au râs când le-am spus anul trecut, că le spuneam să vedeți anul viitor cum fiecare o să scoată ochii celuilalt dacă a agonisit prea mult. Sau dacă a fost undeva, nu-mi place cuvântul ăsta, turnat pentru ceea ce a făcut el. Anul ăsta este un fel de pedeapsă de grup. Fiecare îl pedepsește pe cel de lângă el. Da? Dacă l-ai tras de mânică și l-ai atenționat, nu face prostii și el te-a admonestat, acum nu știu dacă e bine să ne bucurăm de rău altuia, pentru că n-am mai fi oameni dacă ne-am bucurat de necazurile celorlalți. Dar necazurile și le atrage fiecare prin modul lui de a face niște lucruri care nu sunt la locul lor, spun ne la locul lor, referindu-mă la cinste, corectitudine, omenie, pentru că 8 întotdeauna vine exact ca o pedeapsă de la plus la minus infinit. Și tot lanțul slăbiciunilor, toți care au conlucrat la aceste lucruri, plus cu minus infinitul ăsta, îi strânge, îi compactează undeva, iar forța justițiară, 8-ul mai îl comparăm și cu cele două talere ale balanței, da? Care este semnul justiției, al dreptății, al corectitudinii, al cinstei și a pedepsei în cazul când te-a prins vorba aceea. Ai furat, ai plătit. De domnul Radu din București întreabă dacă este risc de război mai mare anul ăsta. Am spus că 8-ul întotdeauna, din dorința de înavuțire, de îmbogățire, de expansiune, aduce și astfel de riscuri conflictuale, interstatale, de multe ori chiar războaie interne, și anul 8, chiar dacă am vrea noi să-l minimalizăm prin forța lui distrugătoare, acolo unde există un fanatism acerb, un fanatism prost înțeles, nu mă refer numai la manifestările care au fost în urmă cu o lună în Franța sau acele atentate, oamenii care au pierdut uzul rațiunii și care își au un anumit cod al dreptății împotriva semenilor lor, nu rămâne pedepsite. Toate lucrurile acestea se pedepsesc. Dar vedeți, răul de multe ori proliferează mult mai rapid decât binele. Binele îl facem cu mai multă greutate, pe când răul se face foarte ușor. Dar sunt, la total general, există griji și temeri atât pe scară națională, cât și pe scară internațională. Deci fiecare își are măsurile de precauție, ați văzut și la noi, s-a cerut undeva o rectificare bugetară, un 2% din PIB, pentru sistemul de apărare al țării. Fiecare își ia măsurile de precauție în funcție de necesități și de darul lui de previziune, ce știe să anticipeze. Anul acesta ce mai pot să apară? Fondarea multor instituții publice. Deci tot ce a fost perimat, distrus, se vor găsi resurse financiare sau fonduri europene pentru a se putea construi o școală, o grădiniță, nu spun numai una, poate mai multe, dar vedeți că semnalele de alarmă au început să se tragă, opinia publică într-un an 8 întotdeauna vrea să plătească polițe pentru necazurile care le-a plătit și atunci va scoate la iveală toate minciunile, toate neajunsurile, toate fără de regile care s-au făcut și care se fac, care persistă, nu mai stau ascunse. Într-un an 8, toate răutățile sau toate secretele acelea care toată lumea are senzația că le-a ținut foarte bine ascuns, undeva forța divină, vibrația lui 8, nu face altceva decât să le scoată la iveală. Iar anul acesta ne vom, nu vreau să spun delecta, ne vom tulbura cu tot felul de evenimente, vor ține primele pagini ale ziarelor tot felul de cazuri șocante, posturile de televiziune, radiourile vor avea temă destulă de cercetare și de aprofundare, câteodată este
binevenită pentru informația noastră, pentru că înțelegem și noi cum se desfășoară o activitate la un nivel cu totul superior față de modul nostru de a ne desfășura activitatea și totodată avem informații pe care le bănuiam de multe ori, dar nu le cunoșteam. Ce mai aduce anul acesta? Numeroase probleme de ordin fizic și psihic. Deci, 8-ul patronează undeva tot ce înseamnă sistem nervos, dar și acele angoase, acele stări tensionate, acele crize, acele emoții care se declanșează din diferite situații sau pur și simplu numai privind niște exemple care, dumneavoastră ați văzut, sunt o multitudine. 8-ul mai ia și foarte multe, e o cifră defetistă care mai distruge și vieți. Sunt foarte multe accidente de orice natură, aviatice, terestre, de transport pe pământ, transport aerian sau fluvial sau naval. Deci anul 8 este un an undeva bulversant un pic. Afară de forța lui financiară și bucuria că ne bucurăm că avem ceva bani mai mulți, că putem să facem mai multe lucruri, cei care nu sunt prevăzători și care provoacă această cifră destructivă nu au decât să se gândească bine înainte de a face niște lucruri nesăbuite, de a încerca să-și înșele un partener de afaceri, de a veni cu o înșelăciune chiar în propria familie, da? Să ai o sursă de venit mai mare, iar tu poți să schimbești copiii și soția dându-le niște bani ca să trăiască la limita subzistenței de multe ori, iar tu cu banii aceia să faci alte lucruri care le știm, distractive, recreative, cu bani mulți și care în fond se duc în buzunarele altor persoane care profită de credulitate și spunând, vii la mine, acele jocuri care știți toți de păcănele sau cum se spun, oamenii se duc tentați că anul 8 este anul banului și vor da lovitura și la jocurile de noroc. Nu toată lumea are noroc la jocuri. Fiecare are norocul lui bine stabilit prin naștere. Ce mai avem în anul acesta? Am spus, anul ăsta este o intensificare a activităților oculte. O să se înceapă să se caute surse de altă natură, în general de acelea din zona aia neagră, pentru a putea să reușească într-o afacere, pentru a putea să mijlocească nu știu ce tranzacție. Dacă veți apela la așa ceva, surprizele vor fi dezastruoase pentru dumneavoastră. Ce mai apare într-un an 8? Anul 8, ca toți anii aceștia cu cifre pare 2, 4, 6 și 8, sunt foarte benefici pentru căsătorie, pentru uniuni, este foarte benefic pentru a aduce pe lume un pui de om, un moștenitor, deci de a avea copii, dar la fel de bine este defetist, defectuos pentru tot ce înseamnă o ruptură. Deci un an 8 aduce și căsătorii pe o parte, dar și divorțul pe cealaltă. Deci cam asta ar fi. Divorțurile, nu vă gândiți numai la divorțul partenerial. Divorțurile pot să fie inclusiv în sfera politică. Un partid divorțează de membrii lui, de unii, alții, care au fost intrat sub incidența legilor și care au intrat în conflict și cu opinia publică. După pauză vom încerca, deci astea au fost temele principale ale anului universal 8. Iar după pauză vom veni în întâmpinarea noastră cu răspunsuri cu care v-am rămas dator, dar și cu alte telefoane și cu întrebările dumneavoastră. Revenim în 5 minute. Am revenit după pauza de publicitate. Am rămas dator cu câteva răspunsuri de data trecută, celor care au dat SMS la 1241. Iar noi o să intrăm în viteză. Da? Am să am o rugăminte la dumneavoastră. Sunt foarte multe persoane cu același an personal. Că e 1, că e 2, că e 3, că e 4, până la 9. N-am să pot să vă spun fiecăruia acelea. Sunt aceleași coordonate
pentru fiecare an personal cu încărcătura respectivă. Am să spun așa, cei cu an personal 1, anul personal 1, înseamnă doamna Aurelia, din 28-10-1970, doamna Livia, 1955-2407, doamna Mihaela, 19-10-69, și mai am aici, fără nume, încă o persoană născută pe 23-06-1960. Anul personal 1 este anul cel mai benefic. Dumneavoastră ați intrat într-o nouă viață, un nou ciclu de 9 ani. Deci toți care au intrat într-un an personal 1 au trei coordonate de bază. Progres, ascensiune, schimbare. În tot ce înseamnă ciclul dumneavoastră de viață. Progresul înseamnă în toate sferele de activitate. Asta înseamnă totuși ca dumneavoastră să aveți curajul să faceți acele lucruri pe care vi le-ați dorit de anul trecut sau de anii precedenți, să aveți curaj un pic, zic, nebunesc, să vă cereți, cum s-ar spune, drepturile. Ce se poate întâmpla? Pentru cei care sunt singuri, o persoană poate intra în viața lor de care să-și lege viitorul. Într-un an unul personal apare posibilitatea unei schimbări de locuință sau dobândirii unei locuințe. Dar la fel de bine există posibilitatea, cu a treia variantă, schimbării unui loc de muncă mult mai benefic. Partea negativă, dacă oamenii n-au curaj, nu le obține niciunul din aceste lucruri, stagnează, nu evoluează, deci nu poate să progreseze și va bate pasul pe loc încă 9 ani de zile. Anul personal 2. În an personal 2 este doamna Ioana, 29-01-1977, domnul Lucian, 19-02-1975. Numai două persoane cu un an personal 2. Anul personal 2 este un an benefic, bun, bun de relaționare, de comunicare, dar care vine pe două coordonate. Ori asociere, ori ruptură. Inclusiv într-o căsnicie. Dacă lucrurile nu mai funcționează la parametrii normali, este un an de ruptură în cuplu, un an de posibil divorț. Este anul când poți găsi o altă slujbă, un alt loc de muncă mult mai bun, sau chiar poți să-ți iei o a doua slujbă benefică. Atenționare, într-un an, doi, nu dați bani cu împrumut, indiferent dacă persoana care solicită este o persoană foarte apropiată de noastră, pentru că datorită încrederii prea mari în acele persoane apropiate, veți da o sumă de bani, de multe ori poate să fie foarte substanțială, și pe care nu-i mai revedeți cel puțin un ciclu de 9 ani. Deci v-am pus în temă și cu varianta asta. Anul 2 este un an de asociere, tot ce faceți, faceți în parteneriat, în cuplu, lăsați loc multor prieteni să intre în dumneavoastră, în viața dumneavoastră, faceți-vă cât mai mulți prieteni, dar la fel de bine rupeți legăturile cu toți acei care îi simțiți că sunt profitori și care nu mai sunt în conformitate cu cerințele dumneavoastră. Ne mutăm la anul personal 3. Avem două persoane cu an personal 3. Am să spun doamna Virginia Calotă, care este o norocoasă și reușește să ne prindă, și am spus și data trecută, nu se schimbă o conotație de la o lună la alta. Anul personal 3 este un an în care dumneavoastră o să vă zburde sufletul și aceeași conotație, o vibrație de 3 este pentru doamna Livia, 24-07-1955. Tot un an bun, un an în care simțiți nevoia să vă mai detașați, să vă mai rupeți de toate problemele vieții și să simțiți un pic că vă mai destindeți, vă relaxați. Veți avea și forța financiară să vă faceți destule lucruri plăcute sufletului dumneavoastră, dar o atenționare este și pentru anul 3. Încercați din când în când să vă mai opriți din acest carusel de lucruri plăcute și bune și mai uitați-vă și la portofel, pentru că într-un an 3, dacă
munca este lăsată în plan secund și distracțiile sau relaxarea este pe primul plan, uităm că mai avem și atribuții și dacă le neglijăm, s-ar putea ca forța financiară să scadă. Să ne uităm la 4. Cei care vor munci foarte mult anul ăsta, este o singură persoană fără nume, care este născută pe 31 a 10 a 1955. Anul 4 coroborat cu anul 8 este un an de muncă, de responsabilități, nu neapărat de culegerea roadelor rapid, dar este un an de temelie în care dumneavoastră tot ce faceți în acest an, veți culege roade în următorii 5. Deci, anul 4 aduce, poate să aducă o uniune, dacă cumva nu mai sunteți într-un parteneriat sau sunteți divorțați sau, Doamne ferește, că mai există și posibilitatea unei văduvii, există posibilitatea de a găsi o parteneră viitoare de viață. Dar la fel de bine, dacă există disensiuni între dumneavoastră și parteneră accentuate din anii precedenți, este un an de ruptură. Să vedem și anul 5. Cu anul 5 mai puține persoane, pentru că nu prea s-au născut prea mulți care anul ăsta să zburde. Domnul Mihai, 14-10-1970. 4 și cum 12. Așa. Dânsul are un an mai bun decât un an universal 3 pe care ți-a auzit, cum l-am spus. Este un an 5 în care puteți face călătorii, puteți să vă destindeți, puteți să face și ceva năzdrăvăni, dacă vă dă inima ghes, dacă nu aveți responsabilități familiare și nu este o parteneră, există posibilitatea să vă găsiți o parteneră, dar eu spun mai ocazională pentru anul ăsta. Dacă riscați o aventură, sunteți foarte buni de a primi urechea la respectivă. Este un an în care trebuie să fiți atenți la să vă mai domoliți forța intempestivă, ca nu cumva să dați de un accident. Este un an și cu un factor de neprevăzut. Am mai găsit, mai mi-a scăpat o persoană cu destin 3, 103-1997. O donșorică tinerică și e adevărat că la aceeași pleiadă unde este și domnul Mihai, au venit cu mai multe solicitări. Sunt vreo 3 date. Un an 3, ați auzit domnul Andrei, la ce să vă așteptați? Un an 3, un an fericit. Iar doamna Maria, născută în 1971, 6 și cu 6, 12 și cu 8, 20. Același an 2, benefic. Deci, până aici, am găsit numai oameni care, sau cei care au solicitat această lămurire, să spunem, orientativă pentru anul personal, majoritatea au intrat pe incidențe bune, incidențe fericite. Să vedem ce avem. Cu șase avem un domn, 16-09-1973. E la fel de bun un an în care puteți dobândi bani, venituri materiale substanțiale, posibilități de a învârti niște afaceri benefice, ca să spunem așa, dacă aveți o muncă stabilă și nu faceți, nu sunteți om de afaceri, veți fi mulțumit de roadele muncii dumneavoastră. E la fel de bun pentru o uniune, e la fel de bun și pentru un divorț dacă există disensiuni, dar este un an în care veți fi mai mult preocupați de ce înseamnă familie, ambient, locuință, vă veți ocupa poate mai mult de înfrumusețarea, poate zugrăvire, amenajarea locuinței. Deci, în această postură este pentru anul 6 acest domn, mai este încă o doamnă sau un domn care nu a dat date, 28-06-1979, doamna Iolanda, 2-05-1957, tot pe incidența unui an fericit, un an 6, și mai este doamna care și-a lăsat numele întreg, doamna Mariana Andrei, tot un an personal 6, un an benefic, la fel și doamna Paula, 16-09-1960. Vedeți dumneavoastră, anul universal 8 mai vine și cu bunătăți sau cu bunăciuni pentru ceilalți din jur.
oamenii mai sunt și fericiți după atâția ani de probe, de încercări. E adevărat că nu toată lumea este fericită. Se mai întâmplă să mai avem domn sau doamnă, nu știu cine este în postura respectivă, 3005-1947, este un an personal 7, un an de însingurare, un an în care rămâneți dumneavoastră cu gândurile dumneavoastră, de multe ori relațiile cu cei din jur vor fi puțin mai tensionate. Asta nu înseamnă că trebuie să vă izolați total. Este an, dacă doriți dumneavoastră, poate de analiză intimă, personală, a sufletului. Este an în care puteți pune mâna pe o carte, puteți pune mâna pe, eu știu, un pachet de lumânări, să vă duceți la biserică, să vă rugați pentru cei din jurul dumneavoastră, pentru sănătatea dumneavoastră și pentru acelorlalți. Este un an în care vă apropiați mai mult de cele sfinte, ca să spun așa, de Dumnezeu. Este un an de reculegere totală, dar nu e un an greu. În aceeași postură mai este o doamnă născută pe 3005-1947, același an ca și domnul respectiv sau doamna. Deci anul 7 este un an puțin mai greu, dar nu neapărat foarte greu. Este un an în care mai vă rupeți de miezul problemelor, de realitatea înconjurătoare și vă ocupați un pic de sufletul noastră, de starea dumneavoastră de sănătate, de liniștea sufletească și trupească. I-am lăsat pe cei cu anul 7 și avem o persoană, 6-a 12-a 1952, care intră în anul personal 8, mai este o doamnă, bănuiesc, da, o doamnă este, 27 septembrie 1972, care intră pe aceeași benefică cifră 8, am spus că 8-ul de anul acesta ca an universal, iar dumneavoastră având vibrația anului personal 8, ce să vă spun, aveți toate acele coordonate care le-am spus valorice ca an universal 8: bani, putere, poziție socială, recunoașterea meritelor, dar cu două atenționări serioase. Aveți grijă cum vă păstrați valorile, nu umblați cu prea multe lichidități la dumneavoastră sau cu obiecte de valoare la gât, cercei, eu știu, poate mai explozivi, medalioane mai tentante, și nu umblați în locuri, eu știu, mai întunecoase sau mai dubioase. Aveți grijă de portofel, de poșeta dumneavoastră, dar la fel de bine de casă. Dacă știți că aveți o casă cu posibilități mai bune, mai benefice, încercați și vă puneți un sistem de alarmă. Anul poate să mai vă aducă, dacă cumva aveți, eu știu, o discuție sau o dispută pe anumite domenii, un proces, o băgare în instanță, nici nu știu cum să spun, că nu-mi place, o trimitere la o stare conflictuală care se lasă cu o reclamație sau cu astfel de probleme. La fel de bine, atenționare într-un an 8 asupra laturii de sănătate, așa cum am atenționat și pentru cei cu an personal 2, 4, 6 și 8 e la fel. Anii aceștia pari întotdeauna ne obligă să avem grijă, în primul rând, de starea noastră de sănătate, a doua, de modul cum conviețuim cu partenerul, să nu creăm disensiuni, să nu ajungem la niște certuri, pentru că este an de posibilă ruptură. Iar dacă antecedentele sunt mai vechi de un an sau doi, anul acesta este în mod cert un an de divorț. Îmi pare rău că trebuie să mai spun și astfel de lucruri, dar întotdeauna, în parte din viață. Întotdeauna anii cu cifre pare 2, 4, 6, 8, anii dumneavoastră personali sunt anii în care undeva forța divină vine și te provoacă să vadă ce ai făcut. Mai există armonie în cuplu? Dacă nu mai există și nu se mai poate, ți se propune acea ruptură, adică fiecare merge pe drumul lui, dar asta nu înseamnă că neapărat dacă s-a produs astfel de ruptură, nu mai există posibilitatea revenirii la un nou cuplu sau o nouă viață de familie. Ținând cont de aceste coordonate, n-am avut pe lista cu
rezolvări, nici un an nou, deci nici un final de ciclu în care o să spunem dacă cei care au învățat acasă să-și calculeze și văd că din datele lor rezultă cifra de 9, este anul în care vă faceți un bilanț total pentru ciclu de viață și pregătiri noi pentru nou ciclu care va veni de la anul. În anul acesta nu inițiați nicio acțiune, nu faceți nimic nou, nu începeți nimic nou, nu vă luați o mașină nouă, nu, și pantofii ăia noi, dacă i-ați luat anul ăsta, aveți șansa să se rupă mai repede. Deci anul ăsta nu e an de înnoiri, sub o variantă mai universală. Este anul în care trebuie să definitivăm tot ce trebuie. Nu e an de mutație, să te muți dintr-o locuință în alta. Eu zic să lăsați pentru anul viitor. Nu încercați tentative de genul ăsta, pentru că o să aveți marea surpriză că ați luat, așa cum se spune, mai pe șleau, ați luat țeapă. Sau v-ați păcălit, ați pierdut niște bani, ați dat ceva din mână și ați luat un lucru care nu este benefic pentru dumneavoastră. Nu mai am niciun fel de... Sper că am terminat toate restanțele. Încă o dată ne cerem scuze dacă întâmplător am rămas... Am o singură lămurire aici. Este o doamnă care mi-a spus că adunându-și datele de naștere, i-a dat unul. Da, doamna Mariana, am înțeles, Mariana Cristina. Într-adevăr, este cifra de destin 1 a oamenilor puternici care nu rezolvă decât ei, prin forțele proprii, toate lucrurile în viață. Și au cel puțin satisfacția că au făcut-o, sau ce au făcut ei cu mâna lor, nu poate fi acuzat altă persoană. Destinul 1 este acel destin care este urmărit de noroc, chiar dacă are destule probe de încercări și destule mici obstrucții pe parcursul vieții. Mai avem? Nu mai avem nimic. Am căutat. Ba da, e cineva? Nu e. Am terminat cu toată lista. Sper că cei de acasă au înțeles cum devine problema asta cu anul personal. Dacă n-au înțeles, încercăm pe final de emisiune să vă mai spunem încă o dată cum se obține acel an personal. Luați dumneavoastră și notați-vă ziua, luna și anul de naștere. Și e foarte simplu. Vă dau una aleatorie, n-are nicio tangență, dacă să înțelegeți dumneavoastră cum vine. O persoană care s-a născut pe 1 a 1-a 2015. Deci ce avem de adunat? 1 de la zi plus 1 de la lună, 2 plus 2015, care e 8. 8 cu 2, 10. Sunt două cifre. 1 plus 0, 1. Am găsit cifra noastră de destin. Asta e bătută în cuie. Nu adunați niciodată cifra de destin la anul personal. Nu vă luați după ceea ce a fost postat, cei ce au acces la internet, eronat sau tendențios. Anul personal înseamnă 1 din data care am făcut calculul, 1 a 1-a 2015, un copil care s-a născut pe 1 ianuarie anul ăsta, adunăm 1 zi de naștere plus 1 luna plus 8 de anul ăsta. Întâmplător, acel copil are anul acesta anul 1 universal de destin și anul 1 personal. Vedeți? A intrat la începutul anului cu un destin 1 într-un an personal 1. Iar copilul acesta este un copil norocos, urmărit de noroc și care va reuși să ajungă într-adevăr o personalitate în viață. Dacă întâmplător din auditoriul nostru este vreo persoană care i-a adus barza chiar la început de an un copil, a primit undeva și conotațiile benefice pentru anul personal. Deci ați văzut cum se face un calcul. Nu e un calcul complicat, trebuie numai să delimităm ce e cifra de destin și ce e anul personal. Anul personal crește în fiecare an adunând câte unul. Dacă anul ăsta a fost în anul 1, anul viitor automat veți fi în anul 2. Și tot așa, în fiecare an progresia merge până la 9. La 9 s-a încheiat un ciclu, iar după aceea intrăm într-un alt ciclu, nu va fi identic cu cel pe care l-ați trăit,
este pe o spirală ascendentă, da? Deci nu ne vom învârti în jurul cozii ca să se întâmple istoriile să se repete. Este un an evolutiv, iar dumneavoastră treceți într-o nouă etapă de viață cu alte provocări. Fiecare an aduce provocările lui, benefice, mai puțin benefice, foarte benefice sau de multe ori nemulțumitoare. Nu știu dacă mai sunt mai avem puțin telefoane, o să mai te... sunt ceva, dacă nu mai nu, sunt... Nu, o să te întreb eu când, știind că tu știi și astrologie și mai multe, să ne spui cam când o să ne liniștim noi cu nebunia asta? Păi cu nebunia asta cred că o să ne liniștim noi un pic, un pic o să ne liniștim, cam după 19 februarie, pentru că intrăm în anul oi, sau caprei, uh-huh. Iar anul oi nu este neapărat un an foarte tumultos, dar facem acum așa, ca o paranteză. E un an mai de diplomație. E un an mai... în care toate lucrurile trebuie să meargă mai domol. Nu mai sunt. Noi încă suntem pe incidență până pe 18, pe incidența anului calului. Și toate vedeți că vin așa în cascadă, intempestiv, în trap, în galop de multe ori. Vin de la o zi la alta. După alte care arestări, o să se mai alte întâmplări, puțin. Alte necazuri, alte accidente, catastrofe, da? Da? E, scăpăm de acest an care, practic, n-a fost un an fantastic de prost, dar a fost un an în care toți a trebuit să fim cu ochii în 14, cum se spune. A fost un an de gringoladă. De gringoladă. De un pic... A fost un an al oportuniștilor, ca să spun așa, anul care a trecut. Un an încă este din cal, da? Dar este... a celor care, dacă nu stau bine în șa, calul mai dă cu ei de pământ, ei mai oricum, aruncă. Anul oi se pare anul că e un pic mai bun. Asta nu înseamnă că vom fi toți chiar ca o turmă, vom merge. Chiar dacă spunem noi, comparativ, anul oi sau capre, anul care deja toată lumea se preocupă în primul rând la aspectul lui exterior. Cum arată? Preocuparea pentru frumusețe, pentru sănătate, pentru ținută, va fi un an în care moda va exploda fantastic. Înseamnă că rând. Vor avea totuși, dacă se preocupă de zona asta, înseamnă că chiar dacă va exista vrei, un pic de liniște. Olga, adică... știi ce se întâmplă? Nu, nu, nu. Liniștea este. Da? Dar poți să vezi un om foarte bine îmbrăcat, pus la 4 ace, dar care a intrat numai pe incidența modei, dar e de modă veche. Se ocupă tot de alte lucruri mai puțin plăcute. Și degeaba arată el frumos ca un măr din ăla lucios și în momentul când l-ai rupt în două, găsești că cineva se plimbă pe acolo. Da? E găunos. Deci este anul în care toate, să spun, se reduc un pic la un ritm mai lent. Este anul în care, la fel, trebuie să fim atenți cam pe unde paștem, cum se spune. Am înțeles. Să nu sărim gardul, pentru că capra o să vină și cu provocări de genul ăsta, tentațiile, multe tentații vor fi de a intra în derizor în sensul conotația dragoste la prima vedere, la a doua vedere și la revedere. Am înțeles. Că cam așa se va întâmpla. Tentația lui 8, când există excesul de bani, există și excesul de provocări, dar nu provocări, numai provocări benefice, mai sunt și provocări mai puțin benefice. Și toți cei care vor încerca să intre pe tentațiile acestea mai, eu știu, vor să spun, ale vieții, ale plăcerilor vieții, vor avea de multe ori surpriza că, atenționare, că ce se întâmplă? Când ai bani mulți, îți poți permite foarte multe lucruri. Eu le-aș propune să fie foarte atenți, cu mare grijă, ce cumpără, ce achiziționează, dacă nu știu, mai ales când se fac investiții mai substanțiale, să ceară părerea unui expert, să facă o consultanță, pentru că tentația va fi, am bani și nu mă interesează, mă duc și mi-au ce vreau eu. E ca povestea cu ursul, da, când a zis da, că da. Se duce și își cumpără ce-i place lui, cea mai mare vulpe din sat. E, nu încercați să faceți tentative de acestea, pentru că optul se răzbună. Lăsați-l să nu-l răsturnați, să nu meargă de la plus la minus infinit și folosiți-i conotațiile benefice, deci tot ce prindeți, umpleți acele goluri pe care n-ați reușit în anii precedenți. Ajungând la finalul emisiunii, vă mulțumim pentru faptul că ne-ați ascultat, că ne-ați solicitat, că ați avut încredere
și v-ați expus datele în vederea aflării unor lucruri bune, iar până la ediția următoare, alături de Olga, vă mulțumim pentru participare, vă dorim gânduri bune, lumină în suflet și nu cădeți tentației banului. Banul este făcut să rezolve probleme și materiale, dar în primul rând spiritual. O seară bună și gânduri bune. La revedere!